Hello guys! Andra aici cu voi. Știu că pare că sunt singură pe aici, dar ghiciți ce? Nu sunt. Am la mine cele 5 lucruri pe care probabil încă nu le știați despre una dintre cele mai fresh rapperițe și compozitoare din industria R&B-ului, care a spart tiparele cu stilul ei nebun și nonconformist și care se bucură de colaborări cu artiști precum Kendrick Lamar, Rihanna, Future sau Travis Scott. V-ați prins despre cine este vorba? Yes! Astăzi vorbim despre SZA! Sigur îți e cunoscută piesa What Lovers Do, făcută în colaborare cu Maroon 5, piesă care a spart topurile și are peste 531 de milioane de vizualizări pe YouTube. Dacă nu, du-te și dă un play și tocmai ți-ai găsit o nouă piesă de pus pe repeat. Dar gata, gata cu vorbărea aia, să-i dăm cu Give Me 5-ul și ne auzim la final. Let's go! SZA, pe numele său real Solana Imani Rowe, în vârstă de 29 de ani, este una dintre cele mai cool cântărețe, rapperițe și compozitoare de pe scena R&B-ului. Aceasta și-a început cariera muzicală în 2012 și n-a durat mult până s-a făcut remarcată. Sigur îți este cunoscută piesa Love Galore, făcută în colaborare cu Travis Scott, piesă care a spart topurile și are peste 83 de milioane de vizualizări pe YouTube. Dacă nu ți-e cunoscută, du-te și dă un play și tocmai ți-ai găsit o nouă piesă de pus pe repeat. Revenind la originile acesteia, artista s-a născut pe 8 noiembrie 1990 în Missouri, tatăl ei fiind musulman, iar mama ei creștină. De asemenea, aceasta are doi frați mai mari, Daniel și Tiffany. So, deși credeai că știi cam tot despre cântăreața ta preferată, iată 5 lucruri care sigur te vor surprinde. SZA a declarat că stilul său vestimentar este inspirat din filmele lui Wes Anderson. Un reper bun ar fi filmul Aventuri sub clar de lună. De asemenea, Spike Lee și-a pus amprenta asupra stilului acesteia și i-a dat curaj să iasă din tipare. Înainte să se ocupe de muzică, și-a dorit să studieze biologie marină și să devină un Sea World Trainer. Încă își mai dorește să lucreze la zoo într-o bună zi. Când era mică, SZA a făcut 13 ani gimnastică de performanță. Istoricul ei în gimnastică a ajutat-o să-și alimenteze visul de a fi antrenor SeaWorld. SZA scrie poezie de când era adolescentă. Muzica ei este influențată puternic și de poezie. În copilărie, SZA a crescut cu Emily Dickinson și Shel Silverstein. A fost cea mai nominalizată artistă feminină la premiile Grammy 2018. A avut 5 nominalizări, inclusiv cel mai bun artist nou și cel mai bun album urban contemporan. That's huge, right? Numele SZA nu este doar o prescurtare. Are un super mesaj în spate. SZA provine din alfabetul suprem. S ar putea însemna salvator sau suveran, Z înseamnă zigzag, iar A înseamnă Allah. Well guys, Give Me 5 se încheie aici. Sperăm că v-au plăcut noutățile pe care le-ați aflat despre SZA și v-au făcut să o îndrăgiți și mai tare. Ne auzim data viitoare cu alte informații fresh despre artiștii voștri preferați. Până atunci, să curgă muzica bună și good vibes! Well people, Give Me 5 se încheie aici. Sper că v-au plăcut noutățile pe care le-ați aflat despre SZA și v-au făcut să apăsați butonul de repeat. În altă ordine de idei, dacă aveți vreo recomandare, vă aștept cu un mesaj pe contul meu de Instagram, Andra Brebu, și cu un follow, evident. Și nu uitați să fiți cu ochii pe rețelele noastre de socializare pentru a fi la curent cu tot ce mișcă în muzică. Ne vedem data viitoare cu alte informații fresh despre artiștii voștri preferați. Până atunci, să curgă cu muzică bună și good vibes. Bye!